Ne aflăm astăzi alături de Delia Rotaru, care ne va împărtăși câte puțin din experiența EMAG și vom afla câteva detalii despre cum e să fii acolo la EMAG, în echipa EMAG, mai exact. Mulțumim, Delia, că ai acceptat invitația spotmedia.ro. Cu drag, cu drag, mă bucur să fiu aici. Vreau să începem puțin să vorbim despre munca în sistem hibrid. Este o chestie care pur și simplu a explodat în pandemie, iar voi la EMAG ați reușit să o și implementați ca stil de muncă și stil de viață. E toamnă deja și aș vrea să ne împărtășești puțin dacă există câteva statistici oficiale, dacă nu măcar ca trenduri, ce se întâmplă din punct de vedere al muncii în sistem hibrid la voi în companie. Ce aleg colegii tăi și tu, bineînțeles? Absolut, e un subiect foarte drag mie pentru că, na, bineînțeles, cred că majoritatea oamenilor din HR, din piață și din lume au trecut prin toate aceste gânduri în ultimul an și jumătate. Am citit tot ce s-a scris pe tema asta și a fost un mare, e în continuare un mare hype. Și pe bună dreptate, pentru că cred că e foarte important modul în care lucrăm, e foarte, foarte important. Noi, la momentul de față, încă suntem, deci de când a venit pandemia din martie anul trecut, suntem încă în mod de lucru work from home, full, adică toți colegii care lucrează, practic au muncă de birou, lucrează de acasă, colegii din showroom-uri și din depozite, bineînțeles că lucrează de la locații. Deci avem peste 3.000 de colegi care încă lucrează work from home. Dar ce am hotărât noi în primăvara asta, am făcut niște studii interne, am făcut multe survey-uri și calitative și cantitative, am făcut focus grupuri cu colegii, am vrut să știm, după aproape un an de zile de lucrat de acasă, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele și cum își doresc să lucreze pe termen lung, pentru că ni s-a părut o ocazie foarte bună să decidem și cum vom lucra pe termen lung după un an de zile de teste. Și răspunsurile ne-au ajutat foarte mult. Adică, sincer, cred că e genul de decizie pe care trebuie să o implementez, ținând cont de părerea oamenilor din echipe. Ce am observat este că există mici diferențe în funcție de statutul familial, dacă ai copii sau nu ai copii. Există diferențe în funcție de activitatea pe care o ai, dacă e o activitate mai creativă, care necesită colaborare. Oamenilor le-au lipsit aceste întâlniri face-to-face. Un brainstorming e mai greu să-l faci online. Corect. Dar, chiar și așa, 97% din colegii noștri ne-au zis că vor să lucreze hibrid, adică că ideal pentru ei este un mix între lucratul de acasă și lucratul de la birou. Și mixul ăsta a fost, bineînțeles, pe diverse categorii. Unii vreau să lucreze mai mult de la birou, unii mai mult de acasă. Și atunci decizia noastră a fost să implementăm permanent acest mod de lucru hibrid, adică deja am comunicat că atunci când se va termina toată nebunia asta, ne vom întoarce într-o cultură hibrid, care va însemna pentru fiecare ce va decide împreună cu echipa lui. Adică o să dăm echipelor libertatea de a decide câte zile vor să lucreze de la birou, câte de acasă, în funcție de specificul activităților. Singura cerință este măcar o zi pe săptămână să vină la birou. Credem că conexiunea asta face-to-face și colegii ne-au zis, majoritatea au spus că le-a lipsit interacțiunea asta socială și atunci am zis, ok, minimum este o zi pe săptămână. Dacă vreți mai mult de atât, sigur puteți hotărâ împreună sau dacă vreți felul în care își planifică ei să vină, poate să-l decidă împreună. Și așteptăm să trecem la acest mod de lucru când vor fi condițiile, să zicem, favorabile. Sunt foarte curioasă cum va funcționa. Acum, sincer, cât lucrează de acasă, colegii ne-au spus că e mai greu să se simtă conectați cu echipele lor. Chiar dacă facem foarte multe lucruri ca noi să ne simțim împreună, totuși, cred că toată lumea a simțit pe pielea lui că e altceva când te mai vezi și față în față. Deci cumva le lipsește interacțiunea asta față în față și cred că o să ne bucurăm mai mult de ea la anul. Este important să punctăm că, dincolo de modelul hibrid, e util să fie și o flexibilitate, exact ce ai zis tu, cu cât Da. se poate mai mult, ca fiecare echipă, fiecare manager cu oamenii lui, să decidă și modul în care se aplică Da. acest sistem hibrid.
aveți inclusiv flexibilitate la orar, ca să zic așa, nu doar la zilele în care vor veni la birou? Da, absolut. Și la orar, asta aveam și înainte, adică 9 to 5 cred că e ceva ce ține de vremea părinților noștri, sincer vorbind, într-o organizație atât de digitală cum suntem noi, absolut. Deci nu există un program fix, programul e flexibil. Aveam și înainte de pandemie, puteai să începi între 9 și 11 și să termini între 6 și 8, adică cu flexibilitate. Sigur, nici asta nu e măsurată și pontată ca la fabrică, că din nou nu mai suntem în era industrială. Și cred că ai punctat foarte bine. Partea asta de flexibilitate mi se pare foarte importantă. E un lucru pe care l-am învățat de la niște oameni care mă inspiră din HR, din state, că trebuie să tratezi oamenii ca pe niște adulți. Adică e foarte important, nu poți să decizi. Și știu că îți dorești să iei cea mai bună decizie și cea mai simplă decizie, dar câteodată nu se poate. Noi când am văzut datele și am văzut ce mari sunt diferențele între ce își doresc colegii în funcție de atât de multe criterii. De exemplu, avem un coleg care are 3 copii mici acasă. Cu siguranță el nu poate să lucreze bine de acasă și în perioada asta venim mult la birou. Deci e nevoie să lași o flexibilitate în funcție de toate situațiile astea. Colegii foarte tineri au zis că le lipsește socializarea, pentru că la 20 de ani vrei să fii la birou și să te vezi cu colegii. Și atunci, da, ai punctat foarte bine. Partea asta de flexibilitate mi se pare ceva foarte important când organizațiile decid să implementeze o politică să lase nivelul ăsta de flexibilitate la echipe. Există și alte beneficii din punct de vedere al HR-ului, al acestui sistem hibrid sau online, cum a fost și este în continuare deocamdată. Mă refer la faptul că v-ați extins poolul de talente, cumva reușiți să recrutați mai extins sau poate chiar, nu știu, din afara granițelor, e mai ușor și din punctul ăsta de vedere să vă extindeți poolul ăsta de candidați. Mă gândesc că și ăsta poate fi un beneficiu, dar nu știu cum e la voi. Da, am auzit și eu, sincer, am auzit mai mult companii din afară care o văd ca pe un beneficiu să angajeze din țară. Mie mi se pare sincer, cu toată modestia, dar avem o țară cu foarte mulți oameni faini și foarte smart, deci pool-ul, da, știu că bătaia e mare, dar și în alte piețe bătaia e foarte mare, adică nu cred că comparativ e mult mai rău și cred că avem tot ce ne trebuie să găsim aici în piața din România, deci nu ne-am apucat să încă să recrutăm din alte piețe. Sigur că pentru țările noi suntem prezenți și în Ungaria și în Bulgaria și recrutăm local de acolo, echipe locale de acolo, dar n-am început să recrutăm din alte țări. Dar sigur e, pentru anumite organizații s-ar putea să funcționeze acolo unde competențele din piață nu sunt suficiente. Noi am devenit mai flexibili cu locația, adică am început să ne uităm în perioada asta. Sigur, noi avem showroom-urile în toată țara, dar sediul nostru central e în București și atunci de obicei recrutam din București, acum am fost mai deschiși și către alte orașe. De exemplu, ne-am uitat în Cluj, în zona de tehnologie, că e un oraș important. Și dacă simțim că este potențial, o să fim mai flexibili. Grozav. Vreau, ca să încheiem puțin capitolul ăsta deocamdată cu munca în sistem hibrid, să ne spui așa pe scurt pilonii principali care traseul, exact ce pași ați urmat, astfel încât să reușiți să implementați pe viitor această muncă în sistem hibrid. Mă gândesc că cumva experiența ta și a voastră, a echipei EMAG, ar ajuta și pe alții și e interesant puțin să aflăm exact ce s-a întâmplat în spatele deciziei, dincolo de surveiurile și dorințele pe care deja le-ați sondat în rândul colegilor. Cred că principalul pas a fost, sigur, noi am mai cochetat cu ideea de hibrid. În echipele de tehnologie aveau deja o porțiune din zile din lună care puteau să lucreze de acasă, dar niciodată atât de extins la toți colegii din zonele de office. Cel mai important pas, sincer, a fost testul la care ne-a împins cu toții, pe toți, adică pandemia, faptul că a trebuit de pe o săptămână pe alta să ne mutăm cu toții de acasă.
Și atunci toate procesele din spate a trebuit să le revizuim, să ne asigurăm că funcționează, începând de la laptopul VPN, știi, lucrurile de bază, că Da, oamenii da, da. pot lucra. Și să știi că și atunci am stat foarte aproape de oameni, cred că cel mai important a fost că atunci când pierzi conexiunea face-to-face, adică nu mai umbli pe hall-uri și vorbești cu oamenii și vezi ce se întâmplă și toată lumea e la el acasă, am simțit nevoia să fim aproape și am făcut un pulse survey, îl numeam noi, adică în fiecare zi trimiteam un newsletter scurt dimineața în care le povesteam cam ce s-a mai întâmplat prin business și îi întrebam cum sunt ei, dacă le merge conexiunea VPN-ul, ce probleme întâmpină și așa mai departe. Adică am stat foarte, foarte aproape. Și împreună am testat acest mod de lucru. Din el am învățat, am cerut tot timpul insight-urile colegilor și cred că ăsta a fost cel mai important test. Dacă cineva mă întreabă acum care e argumentul suprem pentru modul de lucru hibrid, ăsta ar trebui să fie. Am avut un an de zile acest pilot care a funcționat, lucrurile au mers foarte bine, oamenii ne-au zis că se simt productivi și că își doresc în continuare să aibă posibilitatea să lucreze mixt, adică să aibă flexibilitatea când vor să lucreze de la birou într-o zi să vină altfel acasă și atunci asta mi se pare argumentul suprem. Grozav. Trecem la următoarea temă majoră, ca să zic așa, da. Acestui interviu. Suntem pe ultima 100 de metri de un mare eveniment, cel mai mare eveniment de reducere al anului, Black Friday la EMAG. Și îmi dau seama că de puține ori ne gândim la ceea ce se află în spatele organizării unui astfel de eveniment care este uriaș. Absolut, da. Și aș dori să ne spui puțin niște detalii din culise, cum se pregătește echipa pentru un astfel de eveniment, pentru că mă gândesc că este o chestie de termen lung și înainte, și în timpul, și după. Așa că aș vrea să știu care e pulsul colegilor tăi în acest moment și ce alte pregătiri faceți voi ca să reușiți să duceți acest eveniment la foarte bun sfârșit. Da, pentru noi Black Friday este o legendă, adică cred că nu există coleg nou în organizație și eu la rândul meu când am venit în EMAG acum 6 ani auzeam de acest BF, bineînțeles că orice organizație folosim prescurtări și nu știam ce e BF, e prescurtarea de la Black Friday, ăsta e numele proiectului intern. Și tot timpul se vorbea pe parcursul anului de BF că urmează să ne pregătim, că unele echipe deja se pregăteau. Și atunci există acest excitement, entuziasm în jurul proiectului, de când calci în EMAG, nu există să nu auzi de Black Friday. Pentru că, într-adevăr, pregătirile pentru un eveniment de anvergura asta atât de mare, într-o singură zi reușim să vindem atât de multe produse, ne testează la maxim capacitatea întregilor echipe și tuturor sistemelor. Și atunci pregătirile, exact cum ai zis și tu, încep foarte devreme. Unele echipe încep să se pregătească cu un an înainte, chiar glumim că s-a terminat Black Friday, încep pregătirile pentru următorul. Începe următorul, da. Alte echipe se pregătesc din vară, dar absolut toată lumea. Deci nu există, cred că, echipă în toată organizația care în septembrie, cumva când ne întoarcem și din concedii, să nu înceapă pregătirile de Black Friday. Echipele sunt foarte diverse și atunci fiecare are modul lor de a se pregăti. De exemplu, echipele din comercial și marketing pregătesc toată gama de produse. Încep negocierile ca să se asigure că noi să avem în stoc produse multe și cu prețuri bune, încep negocierile chiar și cu un an înainte. Echipa de marketing pregătește campaniile și tot ce înseamnă comunicare. Iar cei din tehnologie, avem peste 600 de colegi în tehnologie, asta e partea cumva cea mai cool pentru că e de back-end. Ei pregătesc sistemele, fac tot felul de teste de rezistență înainte să se asigure că toate sistemele o să ducă volumul de clienți și de comenzi. Și așa mai departe. Deci toată lumea trece prin aceste pregătiri care sunt intense, dar în același timp, sincer, entuziasmul ăsta pentru un eveniment care e și dificil cumva pentru noi, dar și inspirațional, e foarte fain, adică ne leagă și ne face să ne simțim ca o echipă foarte mare și diversă.
Cam asta e. Sincer, aș vrea, tot timpul m-am gândit că aș vrea să le arăt tuturor atmosfera de Black Friday. În ziua de Black Friday mergem cu toții de dimineață la birou. În anii în care nu este pandemie, eram peste 2000 de colegi la birou la ora 5 dimineața, adică mergem foarte, foarte devreme. Unele echipe stau cu o noapte înainte, adică unii stau 24 de ore, dar toată lumea este acolo dimineața când se dă drumul la site. Și atmosfera este una așa de sărbătoare combinat cu emoții, pentru că sperăm să meargă totul bine, să iasă totul bine. E foarte fain pentru noi, chiar e un fel de sărbătoare internă, un team building intern, care ne și întinde nervii la maxim dacă lucrurile nu merg bine. Dacă merge bine, e extraordinar. Deci avem așa, încântare, reziliență și coeziune pentru echipă. Absolut. Înțeleg că înainte de eveniment mai angajați, suplinit cu câteva sute chiar, da. Personalul din depozite și customer care mai ales. Da. Cum gestionați formarea lor? Bănuiesc că nefiind angajați de mai de mult în EMAG, trebuie să treacă prin anumite etape și trebuie integrați. Un pic despre procesul ăsta. Da. Dacă poți să ne spui. Absolut, absolut. Echipa de recrutare care se ocupă de recrutarea pentru customer care și depozit chiar face o treabă în fiecare an excepțională. Reușim să aducem, anul ăsta am reușit să aducem 600 de colegi noi în ultimele 2 luni de zile în customer care și în depozit, ceea ce e un volum extraordinar de mare. Și da, începem să facem planificările din vară, adică începem să calculăm câți oameni avem nevoie împreună cu business-ul, să facem planurile de integrare, de training și ne mișcăm din timp, astfel încât să avem timpul necesar să îi trainim pe noi colegi, să îi aducem la zi cu toate procesele și să fie pregătiți. Sigur, sunt momente când se poate schimba nevoia și să avem nevoie de mai mulți colegi într-o anumită echipă și atunci se întâmplă ca foarte repede să aducem colegi noi, de-aia ne-am făcut și niște procese fast track, ca să zic așa, adică atunci când avem nevoie urgent, neplanificat de o echipă sau ceva de genul ăsta, avem și niște procese de integrare rapidă, dar da, e un proiect pentru noi ăsta de a ne asigura că organizația e pregătită ca și pentru volumul de activitate care vine odată cu Black Friday, e un proiect important pentru echipa mea. Foarte important, 600 de oameni este un volum extraordinar, oricine a cochetat sau este un HR și pe partea de recrutare știe și poate măcar imagina ce înseamnă volumul ăsta și munca din spatele ei. Apropo, aș vrea să vorbim puțin și despre liderii de echipă, pentru că e nevoie de un anumit set skills, ca să zic așa, dincolo de jobul de zi cu zi, să faci față unui asemenea eveniment și să-ți ții echipa și unită și motivată și în priză, ca să zic așa. Da. Cum vă pregătiți? Cum vă pregătiți voi liderii și mai departe liderii, cum își pregătesc echipele pentru evenimentul ăsta de defined pentru voi? E foarte pentru fain. Pentru noi, evident. Absolut, până la urmă pentru client să o facem. E faină întrebarea pentru că mi-am dat seama, gândindu-mă la ce spuneai, că noi ne construim cumva toate planurile în funcție de Black Friday. Adică, de exemplu, pentru că noiembrie este o lună atât de importantă, noi oprim toate trainingurile de management, tot ce se întâmplă oprim pentru că toată lumea trebuie să se concentreze pe Black Friday. Și atunci mi-am dat seama că noi planificăm, exact ce ai spus, ne pregătim managerii, mai ales peste vară, deci începem din primăvară-vară. Avem o groază de programe foarte faine prin care le punem la dispoziție tot felul de resurse, de la programe de business și de executive development, la programe de leadership și chiar și de management operațional, ca să aibă skill-urile să gestioneze echipe. Managerii noștri au echipe de la echipe de specialiști tehnici, echipe micuțe, cum ar fi în tehnologie, unde gestionează echipe de obicei de în jur de 10 oameni, la showroom-uri, unde un manager de showroom poate să gestioneze peste 50 de oameni, deci ei sunt foarte diferiți între ei, sunt skillset-uri diferite, una este să gestioneze o echipă mare cu activitate, să zicem, poate mai standardizată și alta este să gestioneze o echipă de oameni creativi. Dar cred că
cu ce se aseamănă ei și sigur poate idealizez pentru că sunt managerii noștri și țin foarte mult la ei, dar simt că au această curiozitate foarte mare de a învăța continuu și mie asta, sincer, mi se pare cel mai bun indicator de orice, adică dacă mă întrebi de performanță, de creștere, de da, curiozitatea asta de a învăța, de a învăța din greșeli, de a te dezvolta, e foarte mare la noi în organizație. Media de vârstă la noi e în jur de 30 de ani, 31 de ani. Suntem foarte tineri, așa ca organizație, și ne place foarte mult să învățăm și să facem lucruri noi, să inovăm. Și ca să inovezi e important să înveți din greșeli. Deci asta ar zice că îi caracterizează cumva pe toți și asta transmit și ei mai departe în echipă. Și cred că spiritul ăsta e important, mai ales într-o cultură antreprenorială unde na, te mai lovești cu capul de zi, trebuie să te ridici să faci din nou, probabil știți și voi. Organizație este oricum ca un organism viu. Da. Și dincolo de această învățare continuă care de fapt înglobează mai multe abilități din punctul meu de vedere și corect, are beneficii multilaterale. Ce alți piloni? Care sunt celelalte valori pe care este construită organizația IMAG? Noi ne-am stabilit un set de principii, adică am definit foarte clar, acum un an jumate am refăcut exercițiul ăsta, le definiserăm dinainte de acum peste 7 ani și am refăcut exercițiul acum un an jumate, pentru că e foarte important, exact cum ai zis și tu, organizația e un organism viu și trebuie să știi cine ești, adică trebuie să ai o identitate bine definită și articulată și oamenii să știe cum suntem noi, cine suntem noi, suntem un fel de trib, nu? O comunitate și cum ne definim. Și avem aceste 7 principii definite, nu o să trec prin toate, dar ele vorbesc despre care sunt lucrurile importante pentru noi. De exemplu, clientul este primul principiu și e cel mai important. Trebuie să punem clientul pe primul loc. Orice decizie ei, ăsta este scopul acestui principiu. Toată lumea știe că orice decizie ei, în primul rând, trebuie să te gândești cum are impact asta asupra clientului, să-i decizia cea mai bună pentru el. După aia, partea asta de a crește foarte repede împreună cu business-ul, pentru că business-ul crește repede și noi trebuie să ne dezvoltăm. Ce-ți spuneam de curiozitate și învățare continuă, e tot un principiu. Deci încercăm să avem aceste valori comune și să vorbim despre ele, pentru că e important ca să simți că aparții. Super. Și e cumva inclusiv rolul HR-ului și al departamentului da. Să identifice și să crească oameni în spiritul acestor valori. Ceea ce e grozav că este o afacere care se extinde și că oamenii cresc odată cu afacerea, pentru că așa ne dorim să fie, așa e normal dacă stăm bine să ne gândim, nu doar ideal. Da. Da. Și pe termen lung, cred că așa crește și societatea, până la urmă, nu? Prin aceste procese de învățare, prin aceste organizații, prin creșterea noastră personală, poate reușim să creștem și ca societate și cred că am făcut-o foarte bine absolut în ultimii ani de aia și spuneam că România rămâne o piață extraordinară din punct de vedere al talentului pe care îl găsim aici. Asta voiam să mai punctăm puțin spre final. Cum arată România, pentru că voi sunteți prezenți și în alte piețe, cum arată România din punctul ăsta de vedere al talentelor și al modului în care lucrează oamenii, sunt oamenii, ce aduc oamenii, ce aport au la locul de muncă? Nu neapărat în comparație, sau poate că da, poate că nu știu cum simți lucrurile. Da, dar e greu. Mie mi se pare cumva că România oricum este o piață atipică, atât pentru, din punct de vedere comercial, cât și al oamenilor, pentru că suntem într-un fel și suntem într-un fel unic, ceea ce este bine. Și cumva și rolul companiilor este să dezvolte această unicitate. Cum vezi tu lucrurile? Da, e o întrebare foarte complexă, pentru că tot ce ține de cultura națională, cred că e așa, e o întreagă, sigur, cu siguranță, eu și o întreagă știință în spate, dar din perspectiva noastră și a mea, din experiența mea,
Cred că noi, ca și ca români și colegii, de exemplu, din EMAG, și noi chiar ne simțim o companie, suntem o companie crescută aici românească, antreprenorială. Cred că ne subestimăm foarte mult când vine vorba de inovație. Eu cred că noi ca și popor inovăm foarte mult. De obicei, din puține resurse reușim să facem ceva extraordinar. Suntem foarte smart, învățăm foarte repede. Deci, apropo, ai zis și tu de reziliență. Deci, combinația asta de curiozitate și învățare, totuși, suntem un popor foarte, foarte educat și ne place să învățăm. Combinat cu reziliența și cu capacitatea de a inova, mi se pare că sunt niște aluri foarte mari. E greu să compar, pentru că totuși n-am trăit în alte țări, dar aș zice că astea sigur sunt niște puncte forte ale noastre. Nu știu dacă ești de acord. Grozav. Da, într-adevăr, și din discuțiile cu mele cu alți oameni din alte companii și din experiența mea, într-adevăr, asta sună a fi combinația care ne face să fim, să zicem, unici. Da. Cel puțin aici în zonă. La final aș vrea să ne descrii așa pe scurt care e atmosfera înainte de Black Friday, că nu pot să zic de Black Friday, că și în fiecare an cumva este la e diferit, fel, dar și puțin diferit. Da. Așa că așa pentru colegi, pentru tine și pentru colegii tăi, cum simțiți anul ăsta Black Friday, care e și un an special? Absolut, absolut. E un an special. Emoțiile sunt mai mici ca anul trecut, când a fost primul nostru Black Friday făcut hibrid, deci cumva, adică o parte foarte mică din colegi la birou, restul de acasă. Deci, fiind al doilea an în care facem Black Friday din hibrid, suntem mai liniștiți din punctul ăsta de vedere, știm că totul a mers bine. Deci e o atmosferă de tot de entuziasm și sperăm foarte mult ca clienții să se bucure de ofertele noastre și să simtă că au avut parte de cel mai tare eveniment și de cele mai bune prețuri din an. Deci e, ce să zic, chiar e o zi în care parcă se deschide așa o ușă magică și vezi viitorul, adică vezi cum ar putea să arate poate peste câțiva ani fiecare zi, ca și volume de activitate și ca și complexitatea lucrurilor care se întâmplă, așa că toată lumea e entuziasmată și eu abia aștept să ajung acolo dimineața. Super! Că tot ai pomenit de viitor, un mesaj pentru cititorii spotmedia.ro. Cum vezi tu viitorul, ca să zic așa? Pe partea asta de resurse umane sau în general? Și, dacă te încântă să accepti provocarea, ca să zic așa. Mai bine, nu întrebam, dar e greu. Spune-ne câteva cuvinte despre partea HR principal, da, și dacă ai un mesaj de bine pentru cititorii noștri, că să menținem spiritul sus. Absolut, absolut, cu mare drag și mi se pare foarte fain ce faceți, pentru că e important și rolul vostru este același, de a informa și de a ne oferi acces și a ne educa în sensul cel mai bun cu putință, deci faceți parte din categoria asta. Cred că viitorul pe partea de resurse umane este hibrid, asta cu siguranță, nici nu mai trebuie să discutăm. Cred că organizațiile mari care sunt reticente la schimbare, cum se tot vorbește de cei din America, din domeniul financiar în special, cred că încetul cu încetul nu o să aibă de ales, pentru că până la urmă oamenii vor alege compania la care vor vrea să lucreze. Deci cred că partea asta de hibrid e aici, nu va pleca. Și cred că, din nou, sigur, organizația digitală e organizația viitorului, cred că se vorbește foarte mult de digitalizare, dar sincer, e un cuvânt poate foarte abstract pentru multă lume și pentru mine a fost multă vreme până am ajuns să lucrez într-o organizație care într-adevăr e online, adică este digitală cu totul, toate procesele trec printr-un sistem și prin tot ce înseamnă tehnologie. N-am știut exact ce înseamnă și este o schimbare majoră și cred că multe industrii vor trece prin schimbarea asta și oamenii trebuie să fie deschiși, să învețe să-și aplice
skillset-ul existent și ce știu să facă într-o lume digitală. Și cred că asta se face, e o trecere foarte frumoasă, mulți dintre noi am făcut-o și cred că e ceva de care să fim încântați. Super! Mulțumim tare mult! Mult succes și... Drag. Distracție plăcută, ca să zic așa. Da. Știu că sunteți cu motoarele turate la maxim. Da. Da. Așa că numai bine, să iasă totul bine. Mulțumim. Și noi să ne bucurăm de voi și viceversa. Absolut. De asta facem tot show-ul, deci chiar sper să vă bucurați de toate ofertele și mulțumim mult de urări și de invitație. Mi-a părut super bine. Mulțumim și noi încă o dată.